Hei! Salutare fraților, ce faceți? Eu sunt Runner și astăzi vreau să fac ceva nou, o chestie nouă pe canalul meu, cel puțin. Nu știu dacă s-a mai făcut sau a mai încercat cineva chestia asta. Vreau să vă fac un pic să râdeți, să zic așa. Vreau să vă spun, adică să fac niște episoade așa, în care vă voi spune niște bancuri pe care le voi selecta eu. Sau vom vedea, puteți să-mi trimiteți și voi, puteți să-mi spuneți, bă, ăsta e tare, bă, ăsta nu e tare. O să vă las oricum o adresă pe care o să puteți să-mi trimiteți bancurile voastre. Dar în primul episod de azi, eu am selectat câteva bancuri care mi s-au părut mai tari și aș vrea să vi le, să vi le povestesc și vouă. Și să vedem dacă reușesc să vă fac un pic să râdeți, să vă fac un pic ziua mai bună. Ok? Deci cam asta aș vrea să fac. Aș vrea să fac o serie de episoade, să zic așa, în care voi povesti, să zic așa, vă voi spune, hai să zicem așa direct pe șleau, să zic, vă voi spune niște bancuri, ok? Și sper să reușesc să vă fac să râdeți un pic și să vă distrați un pic, să vă amuzați. Asta e cel mai important, pentru că am văzut că foarte multe lume caută, în special pe YouTube, să se amuze, ceva, chestii funny, chestii... Și m-am gândit, bă, frate, fail-uri găsiți la tot pasul. Chestii, trestii, găsiți cam de toate pe YouTube. Mai puțin bancuri, găsiți și de alea, dar poate nu așa de multe. În schimb, eu vreau să fac o serie pe care să o continui și în care să vă spun în fiecare episod, să zic așa, câteva bancuri care mi se par mie tari și care cred că pot să rupă un zâmbet de pe fața voastră. Ok, cam asta aș vrea să fac. O să fac primul episod și vă rog să-mi spuneți dacă este ok ceea ce vreau să fac și dacă chiar merită să continui. Dacă nu, vom vedea ce va fi. Dar sper să apreciați ideea mea și să apreciați originalitatea, să zic așa. Pentru că nu are rost, știți cum se spune, copia nu are valoare, așa că vreau să fac ceva mai original, ceva ce nu fac youtuberii din România sau din alte părți, cel puțin așa cred, nu știu, nu cunosc toți youtuberii din lumea asta, dar cred că e o idee destul de originală. Așa că vă rog să apreciați. Ok, haideți să vă zic primul banc. Deci e un banc cu bulă, deci clasicile bancuri cu bulă. Ok, hai să începem. Deci, primul banc e cu bulă, hai să începem. Merge bulă la un magazin alimentar și întreabă: bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine? Da, avem, de care doriți? Păi aveți de mai multe feluri? Da, de azi, de ieri și de alalte. Ah, bineînțeles că doresc una de azi, atunci reveniți peste 2 zile. Deci, v-ați prins? Bă, v-ați prins, mă? Hai că v-ați prins, știu eu că v-ați prins. Deci ați înțeles cum se treabă, nu? Reveniți peste 2 zile, da? Ha? Ați înțeles, nu? Hai că a fost bun, eu zic că a fost bun bancul ăsta. Și să trecem la următorul banc. Deci, bancul, cel de-al doilea banc pe care vreau să vi-l spun, nu-l are ca personaj principal pe bulă deocamdată. Adică nu deocamdată, nu-l are ca personaj principal pe bulă. E vorba despre doi personaj principali care se numesc Prost și Nimeni. Ok, hai să-i dăm drumul cu bancul. Prost și Nimeni se duc la mare. Ei se duc să înnoate. Nimeni se neacă. Prostul sună la salvare. Ajutor, ajutor, Nimeni se neacă. Bă, tu ești prost? Da, mă, eu sunt. A, v-ați prins? V-ați prins? Hai că v-ați prins, știu eu că v-ați prins. Hai că v-ați prins, nu? A fost tare, nu? Merge, nu? Eu zic că e destul de ok. Ok. Hai să trecem la următorul banc. O doamnă intră la farmacie și îi cere farmacistului arsenic. Farmacistul întreabă: doamnă, la ce vă trebuie arsenicul? Pentru că vreau să-l omor pe soțul meu. Doamnă, nu pot să vă vând arsenic pentru acest motiv. Îmi pare rău, spune farmacistul.
Atunci doamna scotocește în poșetă și scoate o fotografie cu soțul ei care făcea dragostea cu soția farmacistului. Acesta se uită la fotografie și spune: aaa, scuzați-mă, n-am știut că aveți rețetă. Ha, v-ați prins, nu? Aveți rețetă? Yeah. Ok, fraților, să trecem la următorul banc. Un banc scurt, dar destul de ok, zic eu. Este vorba, de data asta l-avem pe Bulă și pe Taică, ca pe șunat principal. De fapt, cred că e Bulă și cu un prieten care vorbește, în fine. E foarte scurt bancul și cred că o să înțelegeți imediat. Deci, bancul zice așa: visez să fiu miliardar ca tatăl meu, zice Bulișor. Tatăl tău este miliardar? Nu, și el visează. Și el visează, da. V-ați prins, da? Este, măi, v-ați prins, măi. Ok, hai să trecem la următorul banc. Deci, sunteți gata? Ăsta e un pic mai lung, hai să vi zic. Deci, un țăran avea un câine care îi mânca mereu găinile. Se hotărăște să ducă câinele la București. Îl duce pe o străduță, îl dă jos. Când ajunge acasă, câinele era deja acolo. A doua zi din nou la București, îl bagă în unele cartiere sperând să se piardă. Când ajunge acasă, câinele era din nou acasă înaintea lui. A treia zi, aceeași poveste. Ia țăranul câinele, îl duce la București în centru, pe străzile ferite, întortocheate. După vreo două ore, sună acasă. Nevastă, a ajuns câinele acasă? Da. Dă-mi-l la telefon că m-am rătăcit. Hai că ăsta m-a făcut să zâmbesc și pe mine. Chiar a fost ok bancul ăsta. Ok, și să trecem la ultimul banc din acest episod. Ok, deci, e vorba de Bulă în bancul ăsta. Deci, începe așa bancul. Bulă, ce cadou ai cumpărat bunicii ca să îl pui sub brad de Crăciun? O minge de fotbal. O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal. N-are importanță, ea cum mi-a cumpărat mie cărți de citit? A? V-ați prins? Cărți de citit? Bunica nu joacă fotbal, nu? Hai mă că v-ați prins, mă, și la asta. Ok, fraților, și dacă vă place această serie și vă place cum vă spun eu bancurile, nu uitați, mare, mare, mare like, și dacă vreți să râdă și prietenii voștri, neapărat un share acolo, neapărat să vadă toată lumea și să râdă cât mai multă lume. Ok, fraților, dacă v-a plăcut, eu am fost Runner. Și înainte să vă las, vă zic o ghicitoare. Ok, deci haideți să vă spun ghicitoare. Ghicitoarea spune așa: înaintea cui scoate fiecare pălăria. Haideți să vedem dacă știu, nu căutați pe Google și lăsați-mi răspunsul în comentarii, ok? Eu am fost Rană, fraților, și vă salut. Ciao!